Am aflat de curând de un loc foarte, foarte simpatic pentru aceia dintre voi care nu vreți să vă duceți copilul doar la mall să mănânce dintr-o cutiuță cartofi prăjiți sau înghețat. Pentru aceia dintre voi care nu vreți să vă târâți copilul doar la o plimbare prin parc unde să nu vadă decât căței, pisicuțe și altceva. Se cheamă Orășelul Cunoașterii. Luxandra este acolo și ne spune ce puteți face cu ăla micu dacă sunteți în vacanță și vreți să petreceți timp de calitate împreună. Bună dimineața! Bună dimineața, Dani! A început vacanța și datoria celor mici în următoarele 3 luni este să se joace. Atât, dacă au scăpat de teme, pot totuși să mai învețe ceva nou prin jocuri. Există, așa cum ai spus și tu, un loc în București unde te poți juca, dar poți și învăța. Iar alături de mine este Ana, cea care a pus bazele acestui proiect interactiv. Zic bine? Este foarte bine, foarte corect. Proiect interactiv, un muzeu interactiv de știință ne-am dorit să avem. Ce găsesc copiii în acest muzeu și cam ce pot învăța? În muzeu sunt peste 85 de experimente interactive în care putem să testăm ce putem face cu forța apei, cu forța aerului. Putem să ne testăm îndemânarea, să rezolvăm un puzzle, mai multe puzzle-uri geografice. Deci învățăm de toate, și fizică, și chimie, și geografie, toate prin joc. Câte încăperi conține muzeul și cam câte științe în total? Sunt 7 încăperi, 7 săli pe care noi le-am denumit în funcție de principalele activități din interior. Iar experimente avem din fizică, din biologie, chimie, istorie, geografie, deci cam tot ce înseamnă știință. Ne-am adus și noi copilul la joacă acolo. Spuneți-ne ce învață el acum în momentul ăsta. Acum încearcă să vadă cu forța apei dacă reușește să ducă o bilă și să o așeze în jetul de apă. Cred e destul că... de îndemânatic. Este destul de îndemânatic, da? Încercăm să îl provocăm să ducă și o bilă în spirală, pe partea unde este spirala. Acolo e puțin mai complicat și îl provocăm la această încercare. Nu văd nicio tabletă aici. Am făcut așa un tur mai devreme și nu văd nicio tabletă, niciun televizor, niciun PC. Le reușiți să le captați atenția copiilor doar prin jocuri care necesită, nu știu, puțină îndemânare și puțină știință? Da, încercăm să, oricum ei au acces la tablete, la telefoane acasă și încercăm să îi îndepărtăm puțin de tablete și telefoane, să ajungem la bază, acolo de unde au pornit toate și să le explicăm știința altfel. De exemplu, aici avem harta României. Nu este nevoie nici măcar să știe să citească. Ei vor reuși să refacă puzzle-ul de pe forma pieselor. Eu cred că n-ai făcut deja curioși. Puteți veni aici de luni până vineri. Părinți, copii, bunici, este un loc primitor pentru toți cei care își doresc să se joace, să învețe lucruri noi și să aibă parte de ceva activități interactive. Mulțumim, Luxandra, te pupăm. Iată o idee, sigur nu sunt copii acum că e de vreme, plus că unii dau bacul.